pentru că lumea nu are bani. Noi ne găsim pe 2 ani, noi tot strigăm în gura mare că ne găsim probleme financiare și la urmă ei tot ne trimit amenzi de 10.000 de lei. Asta în primul rând e intimidare, pentru că tot fac procese cu puncte de penalizare, ca tractoriștii să nu mai aibă ce ieși deja. Eu au găsit maniera cum să stopez oameni și iară dreptul de ieși în stradă. Eu să-i ies majoritatea fără permisuri, băieții nici nu să mai aibă ce ieși la protest. Și eu să fie liniștit. Asta e ideea lor. Vă rugăm să vă prezentați. Numele Barbaraz Denis, din Boghiceni, Hâncești. Am înțeles, da, n-am mai așteptat un pic așa. Denis, astea sunt atâlii. Sau le-ai colectat din tăsat? Nu mă ameli. Nu mă atâlii. Nu mă lăgăsc. De când mă la un fermier. Exact. Aici este partea achitată. Spuneți, vă rog, ce sunt amenzii? În ce sens, ce sunt amenziile? Așa spuneți, acestea sunt amenziile. Acestea sunt amenziile care venite în urma protestului. Aici este partea de la Chișinău. Și aici este partea din Vam. Numai pentru un singur fermier. Numai pentru un singur. Gospodării. Dar restul? Restul, deja băieții când ați le arăt, merg vorba de, așa de 10.000 de lei de amendă. Da? Eu aici am, cred, valoarea de 40.000. Am aproape 10.000 achitat numai pe Chișinău. Poți să le demonstrez, sunt cecuri, sunt absolut tot. Puncte de penalizare, tot absolut. De asta ați venit la protest, nu, la poliția? Nu poți continui, ca să ceri tu drepturile, să ajungi la ziua de azi, ceri drepturile, să fii tratat în așa manieră. Denis, dar a trecut în 2020. În 2020, cum îi consideram pe aia că merită de schimbat, pentru că nu ne reprezintă, ei au avut obrazul, nu pot zic curajul, dar chiar și curajul putem spune, și toate amenzile au fost anulate. Inclusiv și dosarele penale care le-am avut deschis. N-am mai fost purtați pe drum și tot așa mai departe. Ne-am s-o dat la negocieri, ne-au promis că vor fi anulate și într-adevăr așa a fost. Aici am fost de două ori la discuții cu domnul Efros și zero. Absolut. Ca din beș, știi? În special vă hărțuiesc ca să vă înveță minge. Asta este intimidare. Ca să arăte, aici mai ieși. Ei vor să lese tractoriștii fără permis. Eu cred că asta e ideea. Lasă-i ieși tractoare, să ieși permis, să ieși tot. Lasă-i zviți lucrezi în locul nostru. Ieși pământul, ei tot. Noi le dăm deja. Și azi nu crezi că vrei să vorbiți cu cineva din comisariat? Cu domnul comisar? Dar dacă ați vorbit cu șeful, cu ministrul și nu se decide. Noi vrem să le spunem că noi nu suntem niște persoane care să ne intimidez sau să ne sperie, de atașa înșit, să ne șerim drepturile. Poate vă adresați totuși la deputați, că e decizie. Ne-am adresat și ne mai adresăm și o să ieșim în stradă până o să rezolvăm întrebările. Nu poți continui chestiile astea la infinit. Noi am mers la un dialog cu ei, zic, la cooperare, zic, găsim cu 2-3 amenzi pe gospodărie, ajungi. Și ei au început 2-3 amenzi, mai lasă o săptămână, iar mai vin cu câteva amenzi, mai lasă o săptămână, iar mai vin cu câteva amenzi. Voi v-ați dus cereți ajutor? Ajutor și ne găsim cu ajutor dublu. Cu 10 de amenzi și proces. Hai la băieți, dar... Proces care le avem încă înaintate în judecat, care nu știm ce hotărâri vor fi până la urmă. Încă nu știe, re? Voi ați venit din mai multe raioane, văd colegiul, veniți, vă țineți, exact. Rici foc. Dar pe cum? Pentru că la toți e aceeași problemă. Și în alte raioane, nu-i doar la Hâncești. Exact, în toate raioane. Deci băieți au venit. Păi amenzile luăm chiar pentru nimic, chiar suntem că eu personal am amende pentru că stătem pe bandă. Poliția așa mi-a zis, băi, dar eu toată Chișinăul e pe bandă, zi de zi, trebuie de la ora 7 dimineața până la ora 7 seara să-i stopez pe toți, să-i amendeze. Asta mi-a explicat, nu mi-a arătat nici o fotografie, nimic, m-a chemat și a scris un articol acolo că mi-a înțeles nimic. Pentru și cum. Păi că e blocat banda. Păi de-a blocat din cap și ăla, stau toate tractoarele pe bandă. Și să ies pe contrasens sau ce trebuie să fac. Ia că pentru asta și să suntem revoltați. Câte amenzi ați primit de acest gen în valoare? Două amenzi și nu mă duc, nu înțeleg. Pentru și ea singur. Tot o amână, nu înțeleg. Dar sunt chemat întotdeauna să mă amendez. Pentru și nu înțeleg. Dar care credeți că ar fi scopul poliției să vă amendeze? Tu e politic decizor, scop politic. O dat ordin de sus, așa zic toți. Nu a dat ordin de sus, fiind toți pedepsiți. Asta e situația la toți. Ca și la... Nu ne uităm de parte, ne pare mi că trăim în Rusia. Asta e. Exact. Țară democrată, dar cu punct de pe cap ca la Rusia. V-ați fost și la Vama și la... Și la Vama și la Chișinău. Ca toți. Sunt o agricultor care sunt pătimit pentru că toți la rând. Ce își doresc fermierii? Au venit aici, protestează, ce cer, cu aceste amenzi? Ce-am cerut în prima zi. Dar nu este justific amenzile astea, chiar.
chiar nu-s justifice. Deloc, eu nu văd. Eu am două amenzi, nu le înțeleg și eu și tractoristul. Eu zic că am fost în coloană. Bă, unii arată, nu vreau să arăt nimic. Cineva i-a spus că a fost în coloană. Asta e tot. Fermierii vor achita aceste amenzi? Nu o să le achit. Sau protestează și nu le achit? Nu le achit, dar pentru ce le achit? Dacă n-am nicio dovadă, n-are nimic. Cineva i-a spus, lasă-ne arăte dovadă că eu am încălcat. Am protestat pașnic la toată lumea. Am cerut ca toți. Și dacă am blocat pe acolo, nu s-a blocat așa, nu a fost victime, nu a fost nimic. Nu am tăiat la nimeni nimic. Da, vă rugăm să vă prezentați numele. Cum ați văzut din Ierghi Leova? 2023-2024. S-au adus aminte acum abia. Și citează pe participanții la protestul din vara 2023 și din iarnă și din toate protestele. Și vin citații câte două, trei implic, câte două, trei pe săptămână, din la persoanele care nici nu au participat, din la persoanele care nici nu au tehnică agricolă, vin la persoanele care au venit la protest, dar nu au fost activi și nu au și cu tehnica în stradă. Adică un abuz și au un algoritm de intentarea citațiilor și a proceselor verbale deja așa aleatoriu, nu știu după ce. Adică o dovadă din profesionalism și care deja au început să o implice și să fac presiune asupra fermierilor și participanților. Noi cerem anularea tuturor citațiilor și nu mai fie citați pini drept și anularea tuturor proceselor care au fost deja intentate, pentru că mulți au primit deja procese în care sunt intentate în lipsa lor. Asta și cerem. Dar văd că s-au ascuns tot, s-au deghizat și nu vor să iasă nimic din comisariat. Comisarul probabil nu are ce spune, nu are ce răspunde. Facem aici astăzi acest protest și solicitare să discutăm cu inspectoratul de Hâncești. După asta o să facem, cred că o să mergem la Chișinău, la GP. Să discutăm și cu marele general. Вы прямо туда планируете поехать? Câteva zeci de fermieri astăzi au venit la Hâncești în semn de protest pentru zecile de procese verbale pe care le-au primit și zeci de mii de lei pe care trebuie să le plătească, pentru că guvernarea oamenilor buni, în loc să găsească soluții pentru domeniul agroalimentar, pentru problemele din sector, au luat calea pentru care cred că e mai ușoară. Amenzi, persecuții, intimidări, amenzi, iar amenzi. Ei consideră că prin amenzi fermierii o să renunță de a mai protesta, de a bloca vama sau de a face alte acțiuni de protest. E o abordare absolut greșită. Eu, din numele Partidului Democrația Acasă, sunt solidar cu fermierii și am venit să fiu alături de ei, iar prin intermediul platformei noastre Democrația Acasă să-i susțin în plenar ca societatea să afle un alt punct de vedere decât cel pe care îl reprezintă guvernul. Fiți alături de noi și alături de fermierii care cresc pâine. Iar toți împreună o să reușim să trecem și peste această guvernare impotentă și incompetentă. Iată așa arată protestul de astăzi a fermierilor. În 2020, guvernarea pe care am contestat-o le-a anulat amenzile. Asta nici de gând n-are. De asta mă hărțuiești pe mine și pe fermieri. Toți cei care ridică cap sunt loviți cu intermediul poliției. Rușinii guvernării, rușinii lui Igor Grosu și la alți care au ajuns șefi în statul ăsta, pe spatele fermierilor.